În lumele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi părinți, precovease mai și iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia de astăzi, pescuirea minunată numită, la prima vedere, nu ar avea nimic interesant în cadrul celor alte minuni pe care Domnul Hristos le, le realizează împreună sau în prezența ucenicilor săi în poporul său Israel, dar la o vedere mai, mai adâncă, Evanghelia sau pescuirea aceasta are de-a face cu chemarea ucenicilor la apostolat. Primii ucenici pe care Domnul Hristos îi cheamă sau apostol sunt Petru și indirect Andrei, fratele lui, și după aceea cei doi fii al lui Zebedeu, Iacob și Ioan. Ei bine, această pescuire este notată doar de evanghelistul Luca. Ceilalți doi evangeliști sinoptici sau care scriu oarecum la fel, Matei și Marcu, notează faptul că Domnul Hristos îi invită pe cei doi frați, pe Petru și pe Ioan, aflându-se pe malul lacului Genizaret, îi invită la apostolat, îi cheamă, fără să înregistreze niciunul nici altul, o pescuire. Probabil că evanghelistul Luca avea în vedere una din pescuirile pe care cei doi frați le făceau noaptea în lacul Genizaret sau în Malea Galilei, și nu prindeau pește loc, știind foarte bine că doar noaptea se prind cei mai buni pești sau cel mai repede se prind noaptea, ziua foarte greu. Mi aduc aminte, când eram copil și noi încercam să pescuim făceam amatoriale și mi-aduc aminte că stăteam ziua cu colegi din școala generală și nu prea prindeam foarte mult, sau foarte puțin. Ei bine, ne trezeam dimineața și mergeam la lacul de acumulare care se află pe banul Prut, în județul Botoșan și culmea se prindeau foarte mulți pești. Mai ales atunci când încă nu se făcea ziua, sau era așa foarte la, la răsăritul soarelui și atunci peștii trăgeau foarte mult undița. De aceea am vrut să spun faptul că în demnul Domnului Hristos de notat de Evanghelistul Luca, de a merge încă o dată în larg și a arunca mrejile, era oarecum un nonsens la acea vreme. Ei bine, însă Petru duce corabia împreună cu fratele lui și poate ori fi fost și alții, duce mai la adânc și, vedeți, prind foarte mulți pești. Deci este clar o intervenție a Creatorului în creația lui, și Petru, uimit de această minune, care pentru el însemna o minune, îl roagă pe Domnul Hristos să plece de la el, fiind un om păcătos. Un fapt iar neregistrat de ceilalți doi evangeliști. O altă singură pescuire, iubiți credincioși, se mai notează de către Sfântul Evanghelist Ioan după învierea Domnului Hristos, când ucenicii nu-L întâlneau pe Domnul Hristos, sau nu-l văzuseră decât foarte pe alocuri, este a treia apariție, arătare pe care Domnul Hristos o face ucenicilor, tot la lacul Genizaret, când văzându-i pe apostol, îi roagă să mâine la adânc, spune, și atunci Evanghelistul Ioan notează că s-au prins 153 de pești, dar cu toate astea, curabia nu se scufundase, sau barca nu ne gândim că erau corăbii mari, ci erau niște bărci simple de pescare, având în vedere că Israel la acea vreme era o populație săracă și împrumuta tehnică în mare parte și pentru pescuit militară de toate formele de la celelalte populații limitrofe, pentru că erau un popor sărac. Și de aceea Dumnezeu l-a ocrotit tot timpul. Și oriunde a mers, Dumnezeu i-a făgăduit faptul că se va întoarce într-un pământ al făgăduinței. Ei bine, iubiți credincioși, această pescuire, această întâlnire cu apostolii, este doar un element declanșator pentru majoritatea evangeliștilor în a arăta începutul mărturisirii, începutul activității Domnului Hristos. Când Domnul Hristos le spune apostolilor: Urmați-mă, și veți fi pescari de oameni el vrea să îi învețe pe ucenici cu realitatea împărăției sale pe care el o propovăduiește și care, chiar dacă la prima vedere sună foarte abstract, mai ales pentru ucenici ar fi sunat foarte abstract ce ar fi însemnat această împărăție mesianică sau împărăția cerurilor, ei bine, Domnul Hristos îi trimite ca martorei lui și recunoașterea, primul semn al recunoașterii acestei împărății, a lui ar fi vindecarea celor bolnavi. Și atunci am prima trimitere la propovăduire a apostolilor de către Domnul Hristos. Domnul Hristos îi roagă să vindece în orice casă vor intra, să dorească pace casei aceleia, să vindece pe toți cei bolnavi. Și atunci să spună: S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă! este un mesaj, este elementul central al și al predicei Sfântului Ioan Botezătorul pe Marul Iordanului, care invita pe conaționalii săi să se pocăiască, să se întoarcă. Bineînțeles că naționalii știau foarte bine ce înseamnă această întoarcere, adică era o întoarcere de la răutate, de la greșelile sociale și economice, financiare, care se petreceau la acea vreme, orică era vorba de înșelătorie în comerț, orică era vorba de răutate vis-a-vis -vis de cel de aproape, sau chiar de corupția care se petrecea la templul din Ierusalim, Sfântul Ioan Botezătorul avea în vedere pe toate acestea, îndemnându-i pe toți să se întoarcă. Ei bine, vedeți că venirea Împărăție lui Dumnezeu iubit, credincioși, este egală cu, de fapt, cu lăsarea păcatelor oamenilor, cu renunțarea la un aspect, la cel cotidian, care ne este foarte comod nouă. Și, din păcate, este păcatul. Dar mai mult ca păcatul ceea ce ne este foarte uzual și se poate constata la o scară largă a societății noastre este răutatea cu care sunt oamenii dispuși să se pornească unul față de altul. De aceea când Apostolul Petru spune Domnului Hristos, du-te de la mine că sunt om păcătos, era egal cu a spune că nu mai respect legea ta, nu mai respect poruncele și nu mai sunt atent la toate prevederile legii lui Moise, așa încât nu sunt vrednic ca să fiu martorul acestei împărății. Și atunci, bineînțeles, Domnul Hristos, ați văzut cu toate declarațiile Apostolului Petru, care la acea vreme, pentru conaționalii lui, ar fi însemnat, de fapt, un fel de apostazie, un fel de lepădare de Dumnezeu în sine, fapt pentru care, atunci când Domnul Hristos intră într-o casă a unui fariseu, sau intră în casa lui Matei sau Levi, care era vameș, angajat al sistemului, al sistemului financiar public, ceilalți cărturari și farisei vremi se scandalizează. Cum adică Domnul Hristos intră în casa unui om păcătos? Că atare categorisirea aceasta într-un om păcătos, într-un om ales, și ceilalți de alt neam, sau cei care nu respectă legea lui Dumnezeu, era foarte strictă. Ca atare am putea să spunem că Petru se excludea automat din poporul lui, din poporul biblic și din făgăduința lui Dumnezeu. Dar ați văzut că pe Domnul Hristos nu îl interesează în mod, păca... în mod primar, în mod primordial, păcatul pe care și-l mărturisește, mărturisește Petru. Și vede tendința lui Petru fiind un om foarte pragmatic, un om credincios și-l interesează foarte mult că Petru, cu toate scăderile lui, cu toate scăderile noastrele tuturor, Dumnezeu găsește totdeauna o portiță pentru a ne chema pe fiecare și pentru a fi marturii acestei împărății. Ei bine, de ce iubiți credincioși, Domnul Hristos spune în fața demonstrației împărăției sale, pune vindecarea? Așa le spune apostolilor, intrând într-o casă, urați ce casă aceleia, vindecați pe toți cei bolnavi și după aceea le poruncește să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. E bine, pentru că fără o mărturie sigură, fără o minune extraordinară din partea lui Dumnezeu, apostolii nu ar fi fost credibili. Uitați-vă că Domnul Hristos în sine, ca Dumnezeu, ca Cel care se numește Fiul omului, mai spuneam cu alte ocazii, adică Fiul lui Israel, nu este crezut aproape, și nu este crezut nu din faptul că tot ceea ce spunea Domnul Hristos nu era adevărat, nu s-ar fi putut demonstra prin ceea ce spunea și făcea Domnul Hristos, ci de multe ori din invidie și din frica de a nu cădea sub administrația romană, știind foarte bine că o mărturisire a Domnului Hristos ca Mesia era în mod automat o mărturisire a Lui ca Regea lui Israel. Și s-a mai spus aici și cu alte condiții, această mărturie a Domnului Hristos sau în credință că El este regele lui Israel, determina de fapt o anihilare națională a poporului biblic sub stăpânirea Imperiului Roman. De aceea atunci când la acea vreme, nu mă refer acum, când, domn, când evreii, poporul evreu, în parte, nu-L acceptase pe Domnul Hristos sau... Se temeau să-l recunoască pe Domnul Hristos ca mesia, o făceau în primul rând și din considerente politice de a nu-și pierde țara. Ei bine, să știți că și noi am fi făcut la fel dacă eram atunci și în situația de astăzi, numai că, din păcate, la noi multe sunt pierdute, ori nu ne dăm seama, ori nu vrem să ne dăm seama. Și aceasta se întâmplă tocmai din ignoranța proprie. De aceea, Dumnezeu, Domnul Hristos, îi avertizează pe conaționalii săi că ignoranța proprie de factură religioasă poate duce la o desfințare națională. Ei bine, împărăția de care vorbește Domnul Hristos este introdusă în toate situațiile unde vorbește Domnul Hristos prin astfel de minuni să arate că Dumnezeu transcede, renunță la toate scăderile, la toate păcatele cu care vin oamenii înaintea lui Dumnezeu, cu condiția ca ei să vină înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii vin înaintea lui Dumnezeu, oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi nu putem să cunoaștem o, perso o persoană dacă nu ne întâlnim cu ea. Putem să vorbim la telefon, putem să ne vedem prin videochat, dar o întâlnire, o cunoaștere a persoanei respective nu se realizează decât printr-o vedere personală a ei. Și atunci împărăția Domnului Hristos devine personală, mai ales atunci când El Însuși vine și o propovăduiește, o arată și o introduce tocmai prin aceste minuni. Pentru că Domnul Hristos este credibil atunci, arată că este Dumnezeu milostiv și își păstrează și menține toate făgăduințele făcute poporului său, poporului biblic, în de-a lungul istoriei. Și atunci, iubiți credincioși, această expresie pe care Domnul Hristos o introduce, împărăția mesianică, împărăția lui Dumnezeu, sau împărăția fiului omului, nu este altceva decât o împlinire a ceea ce el însuși descoperă poporului său, poporului biblic, în Vechiul Testament, anume că Dumnezeu la finalul umanității va salva toată umanitatea, sau cel puțin Dumnezeu își dorește, depinde de umanitate în general, iar în mod personal de fiecare din noi. Și atunci această împărăție nu poate să fie decât extinția milostivirii și a făgăduinței lui Dumnezeu. În poporul biblic, profetul Isaia, în perioada regalistă a poporului biblic, vorbește de o făgăduință foarte importantă pe care Dumnezeu o descoperă lui Isaia și ulterior și lui Ieremia. Aceasta este făgăduința mea când le voi ierta lor toate păcatele lor. Și atunci orice face Domnul Hristos țintește în a restaura firea umană, în a restaura propriul popor și atunci restaurând acest popor să fie restaurată și umanitatea în consecință. De aceea, atunci noi când citim aceste Evanghelii, deși ni se par foarte simple, nu este decât ceva normal, este o pescuire, atunci e să ne gândim că totdeauna au ceva în fundal, au ceva important pe care Domnul Hristos vrea să-l realizeze la momentul respectiv. Și de aceea, atunci când noi ascultăm aceste Evanghelii, iubiți crincioși, să ne gândim totdeauna că împărăția lui Dumnezeu poate să fie o realitate pentru noi sau nu, în funcție de cum ne raportăm noi la Dumnezeu. Dar cum ne raportăm noi la Dumnezeu depinde cum ne raportăm noi la cei din jurul nostru. S-a mai spus aici și cu alte ocazii, știți că la, în carte Levitic, la capitolul 19, care este cumva Centrul eticii biblice a Vechiului Testament, Dumnezeu nu permite ca cineva să se răzbune sau să aibă ură, ranchiună, îmi spune noi, pe cineva din poporul lui. Și nici măcar la asta nu se spune că cineva este din poporul Israel sau străin, ci spune aproapele. Și textual spune el este ca tine. Adică nu-i nicio diferență între cel, între un israelit, la acea vreme nu era, și nici acum nu este sau nu ar trebui să fie, între un israelit, între un evreu și un om din alte popoare. Dar cine face această diferență? Tot noi oamenii. Noi provocăm această diferență, bineînțeles, este normal să fie diferență în funcție de cetățenie, de obiceiuri, de proveniențe, dar când vine vorba de aspectul de interferență, cum comunică oamenii, atunci nu mai este voie, nu mai este permis să existe vreo limită, vreo diferență. Și atunci textul de la Levitic spune că să nu urăști pe aproapele, nu spune să nu urăști pe cel străin sau pe cel din Israel. Astfel încât Domnul Hristos, în predica de pe munte, la Evanghelistul Matei spune că ceea ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi deci aceste două situații cumva încheie și fac o definiție a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Una peste alta, iubiți credincioși, nu putem să fim martorii împărăției lui Dumnezeu, împărăției mesianice, când noi nu dorim binele aproape nostru. Când noi încercăm să-l instrumentalizăm pe aproapele nostru și nu ducem lipsă, din păcate, în societatea de astăzi, a devenit o uzanță și este foarte deranjant să vezi că, fără motiv, oamenii își fac rău. Singurul, singura persoană care face rău cuiva, fără motiv, fără să aibă un motiv a priori, așa din plăcere sau că vrea el, este demonul. Deci, trebuie să fim cu mare grijă că atunci când noi dorim cuiva răul sau îi căutăm cuiva, să-i facem rău, prin orice motive, indiferent că sunt, dacă sunt realiste, atunci putem discuta, dar atunci noi mai facem rău. Și atunci încercăm să discutăm, să rezolvăm o problemă. În toate celelalte situații ne aflăm, din păcate, într-o instanță demonică. Pentru că noi încercăm să facem cu Eva rău pentru că așa vrem noi. Pentru că vrem să-i demonstrăm acelui om că suntem superiori lui. Și această împărăție mesianică, iubiți credincioși, pe care Apostolul Pavel o definește ca fiind dreptate, pace și adevăr în Duhul Sfânt, nu poate fi, nu poate încăpea în noi atunci când noi ne transpunem în această stare. Spuneam într-o stare demonică, pentru că noi îl contrazicem pe Dumnezeu în sine. Și atunci dacă noi îl contrazicem pe Dumnezeu, nu putem să fim martorii Lui. Și de aceea ferească Dumnezeu să nu avem surprize atunci când vom trece în lumea cealaltă, că noi am strigat, Doamne, Doamne, dar în realitate noi am fost contradictoriu, în contradictoriu împărăției lui Dumnezeu. Și spunea martorii cei mai buni suntem iubiți credincioși atunci când suntem oameni buni, când suntem atenți la ceilalți. Așa a fost din început gândul lui Dumnezeu, ca noi fiind atenți la durerile, la cer și la bucuriile celorlalți oameni, să fim, de fapt, extensia iubirii lui Dumnezeu și astfel încât noi să putem fi martorii acestei împărății mesianice. Noi nu putem să spunem că vom intra în împărăția lui Dumnezeu atâta timp cât noi, pe pământ, nu am avut cunoștință, nu ne-am cunoscut cu cel mai bun prieten, cel mai bun tată, cel mai bun iubitor de oameni care este Dumnezeu, încât noi i-am urât pe ceilalți. De aceea, pe Dumnezeu nu-L deranjează atât de mult anumite păcate. Bineînțeles, trebuie să ne ferim cât mai mult, nu încurajez, ferească Dumnezeu nu se înțelege. Ne-a spus un prost de popă că e liber la păcate, că Dumnezeu nu se supără. Nu, nu se supără Dumnezeu atât de mult pe cât se supără pe ignoranța noastră, pe aroganța noastră de a nu le mărturisi și de a nu căuta să, să ne corectăm. Dar cel mai mult, să spunem, dacă îi putem atribui lui Dumnezeu că se supără, Dumnezeu nu se supără, nu se mânie, nu pedepsește și nu ceartă niciodată, este doar un stil al nostru uman de a spune că Dumnezeu este iubitor și încearcă, prin orice stă la îndemână, să-l salveze pe om. Și atunci, când noi suntem conștienți de această iubire a lui Dumnezeu, nu ne mai este teamă de nimic nu mai avem teamă că s-ar putea să-l pierdem pe acel prieten, adică Dumnezeu, să ne fie teamă să ne pierdem și împărăția lui Dumnezeu. Și uitați că sub acest când au trăit majoritatea oamenilor pe care noi considerăm sfinți, care sunt în calendar și chiar dacă nu sunt în calendar. De exemplu, avem cazul Sfântului Siluan din muntele Atos, a cărui pomenire o facem astăzi și știți foarte bine că mulți ani a fost patronul, ocrotitorul capelei unde preasfințitul Părintele Sofian a început lucrarea aici la München. Și acest Siluan a trăit, de fapt, după un chip cerut de Dumnezeu, după o dorință a lui Dumnezeu. Tot Părintele Episcop Sofian spunea, cetându-l pe Părintele Teofil Purian că... Dumnezeu vrea să facă din cineva cea mai bună variantă a Lui, cu condiția ca acel om să-L ajute și pe El. Și Sfântul Siluan a a trăit în acest scând. Chiar dacă om fiind tânăr, a avut și el scăpările lui în tinerețe, chiar până a se duce în armată. Și după aceea, din armată, hotărăște să intre în mănăstire și se retrage la mănăstirea Sfântul Panteleimon sau Rusicon din muntele Atos, unde trăiește ca monah, trăind experiența apropierii, dar și părăsirii de Dumnezeu. Pentru că nu era desăvârșit în sine, ci a învățat târziu că cunoașterea lui Dumnezeu se învață în comuniunea cu ceilalți frați. Și în cele din urmă, dânsul a învățat, disperat fiind de faptul că ar putea să piardă împărăția lui Dumnezeu, căutând în sine, văzând faptul că totuși nu a ajuns la starea pe care o cerea el sau la starea aceea pe care o avea atunci când se întâlnea cu Dumnezeu în rugăciune. Și de aceea, fiind foarte trist, el se ruga la Dumnezeu să-l scoată din această stare a părăsirii. Și atunci este acel citat celebru pe care îl notează ucenicul lui Zaharia Sava Zaharov că ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Ei bine, iubiți credincioși, acesta este doar un exemplu la acest mare cuvios. Acum cum înseamnă sau cum se traduce împărăția lui Dumnezeu pentru el? Și atunci putem deduce că fiecare din noi suntem chemați să devenim marturi la această împărăție a lui Dumnezeu, cum spuneam, cu condiția ca să ne recunoaștem de fapt condiția noastră umană, de oameni păcătoși. Și atunci când noi ne arătăm buni față de ceilalți, atunci ia chip în noi împărăția lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, Domnul Hristos, în întâlnirea cu primii săi apostoli, încearcă să-i convingă de fapt că El este Dumnezeu iubitor de oameni. Nu este un judecător juridic, să spunem, care abia așteaptă să-și pedepsească supușii săi. Ei bine, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, când se vorăște de acțiunea de judecată a lui Dumnezeu, este de fapt o acțiune mântuitoare lui Dumnezeu, când El încearcă să-și salveze poporul cu orice preț. Să ne ajute Dumnezeu, iubiți credincioși, să trăim în gândul acestei împărății a lui Dumnezeu, chiar și atunci când suntem oameni păcătoși și atunci când avem slăbiciuni. Să ne gândim totdeauna că tot ceea ce facem poate să cauzeze o apropiere sau o depărtare de Dumnezeu. Și atunci când noi să fim înțelepți în viața noastră, o să constatăm, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Sunt convins că fiecare din dumneavoastră, când ați făcut bine, când ați ajutat pe un prieten, ați simțit o bucurie în sufletul dumneavoastră. Sunt convins. Fiecare dintre noi. Atunci gândiți-vă că această stare, în mod repetat, cumulează în noi o stare a priori a acestei împărății a lui Dumnezeu când oamenii au pace, au liniște, sunt bucuroși. Nu trebuie să fie doar triști. Oamenii gustă de pe pământ această a lui Dumnezeu, știind foarte bine că împărăția lui Dumnezeu este tot una cu bucuria veșnică pe care Dumnezeu o promite umanității. Și atunci, dacă noi altora nu le facem bucurii, le facem necazuri, nu putem să avem pretenția să așteptăm Bucurii din altă parte. Dar să știți că Dumnezeu cu toate astea tot ne va face bucurii, știind nimicnicia noastră, și știind, și tendința noastră de a greși totdeauna. Vă mulțumesc să fiți.